Interviul de 10 cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la interviul de 10. Invitatul meu de astăzi este un campion. Dacă stau să mă gândesc, este primul sportiv de performanță care vine în seria interviurilor de 10. Adevărat este însă că de această dată e într-o postură mai dificilă, pentru că nu toate lucrurile pe care le are de făcut depind de el. Și asta pentru că are o funcție de care depinde mai întreg sportul românesc. Președintele COSR Mihai Covaliu este alături de mine. Bine v-am găsit, domnule președinte. Mulțumesc că ați acceptat. Mulțumesc mult pentru invitație, domnule Striblea. Mă bucur să vă revăd. Am mai stat de vorbă de-a lungul timpului. Ne și cunoaștem, o să spun oamenilor, că ne și cunoaștem destul de bine de-a lungul ultimilor ani. Îmi dau seama acum și nu întâmplător am spus că este mult mai dificil, mă uitam și la situația antrenorilor și a președinților de club care sunt foști sportivi, le este mult mai dificil când sunt pe bancă, cum ar veni. Când erați pe planș acolo la scrimă, era mult mai ușor, nu? Știați ce aveți de făcut pentru dumneavoastră, aici pentru o echipă întreagă e mult mai greu. Da, eram întrebat adeseori care postură a fost mai complicată sau mai ușoară atunci când am fost sportiv, antrenor, președinte de federație sau acum președinte al Comitetului Olimpic, și exemplu e clar: în momentul în care ești sportiv ai o problemă a ta, în momentul în care ești antrenor ai problema lotului, și aici înseamnă 10-12 sportivi plus staff-ul, când ești președinte de federație problemele sunt ale întregii federații, iar acum, în această calitate, președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, problemele sunt multiple și foarte, foarte diverse de la un capăt la altul. Să știți că eu astăzi, Mihai Covaliu, o să vă pun să răspundeți pentru toate federațiile și pentru întreg sportul. Asta e situația. Dar înainte, lucrurile de bază pe care toată lumea vrea să le știe. În Japonia epidemia e într-un punct complicat. Lumea întreabă, domnule, se ține Olimpiada de anul acesta? Pentru că asta e marea curiozitate a tuturor. Și o problemă imensă, într-adevăr. Chiar acum am terminat o videoconferință cu ambasadorul nostru de la Tokyo, doamna Tatiana Iosiper, cu viitorul ambasador care a fost deja numit și va fi prezent la Tokyo, cu colegii de la Comitetul Olimpic Sportiv Român, cu șeful de misiune Florin Mișcă de la această ediție a Jocurilor Olimpice. Ei sunt în stare de urgență până pe 31 mai, deci asta este un amănunt extrem de important. Din punct de vedere logistic, sunt la zi de un an de zile cu tot, în ceea ce privește infrastructură, trasee, săli, cazări, totul este deja știut. O mare provocare pentru noi va fi transportul și cum ajungem în Japonia. Dar acest lucru, dacă crezi că este de importanță, îl voi aduce în discuție. În ce sens? Adică lor le este teamă că pe durata transportului ar putea avea loc contaminări, nu? Sau care e ideea legată de transport aici? Hai să fac un pic de introducere până la transport. Deci înainte cu 2 săptămâni de a pleca spre Japonia, trebuie să ne izolăm în acea bulă. Există o aplicație care se descarcă de către toți cei care, o aplicație pe mobil, care se descarcă de către toți cei care vor participa la Tokyo, unde se introduce temperatura și nivelul de oxigenare în fiecare zi, acest lucru, urmând ca aceste date să le prelucreze. Prin asta ei, de fapt, monitorizează starea de sănătate a fiecărui om care intră în Japonia. Nu va mai fi un test PCR pentru a intra în Japonia, vor fi două teste
PCR pentru a intra în Japonia. Într-adevăr, o mare, o mare provocare este, este transportul. Deci cum, cum plecăm, cum pleacă fiecare de acasă și ajunge în Japonia. Când ai ajuns în Japonia, intri într-o perioadă de, de 3 zile de, de monitorizare. Ei spun o, o carantină acolo. De fapt, nu este o carantină pentru că tu practic poți să mergi să te antrenezi, dar e vorba de o monitorizare în care vei avea parte și de un test PCR, deci primele 3 zile în fiecare zi test PCR și după aceea în fiecare zi va fi nevoie, se va face un test salivar tuturor participanților la, la această ediție a Jocurilor Olimpice. Și bineînțeles, pentru fiecare sportiv și membru al staff-ului, după ce termină competiția, în 48 de ore trebuie să părăsească Japonia. În toată perioada, încă un amănunt foarte important, înainte cu o lună trebuie trimis acel daily plan, programul fiecarei zile pe care toți participanții la Jocurile Olimpice trebuie să-l trimită organizatorilor acestei competiții. Ce am văzut în presa japoneză în această dimineață este de fapt o nemulțumire, de fapt o temere a mai multor localități care sunt implicate în această organizare a Jocurilor Olimpice de un aflux mare de persoane care vin în zona respectivă, de un aflux, acum nu știu în ce măsură mai este posibil, de spectatori, dar diverse municipalități de acolo sunt temătoare, ăsta e cuvântul, față de organizarea Jocurilor Olimpice. Cum receptați genul ăsta de, de semnale? Guvernul japonez a desemnat pentru, pentru acest eveniment câte o prefectură, așa, așa spun ei la, la localitate. Da? Deci câte o prefectură pentru a găzdui stagii de pregătire înaintea competiției mari a Jocurilor Olimpice. Vreau să vă spun că de la prefectură la prefectură aceste măsuri sunt diferite. Deci dacă fotbalul se va duce și, și va face un stagiu de pregătire într-o prefectură, va avea primul meci într-o altă prefectură, ultimul meci va fi în nordul Japoniei, trebuie să cunoască exact care sunt măsurile din aceste locuri. Este foarte, foarte important să, să țină legătura cu, cu prefecturile în care ei își vor desfășura pregătirea și după aceea meciul. Transportul nu se poate face în Japonia cu transport public. Va trebui să fie un transport privat în care doar membrii echipei să, să aibă acces și să meargă dintr-o parte în alta, de la stadion la hotel sau dintr-un oraș în, în altul. Sunt măsuri foarte, foarte stricte, de aceea ținem legătura cu ambasada noastră de la Tokyo și suntem în permanentă legătură vis-a-vis de aceste măsuri noi care, care apar aproape din zi în zi. Bun, acum îmi dau seama că ceea ce mi-ați descris, numai la nivel de, de povestire, complică foarte mult lucrurile. N-aș vrea să fiu în locul dumneavoastră sau mai curând al sportivilor care trebuie să facă și performanță. Și aici nu vorbesc doar de ai noștri, ci de întreaga mișcare sportivă care va veni acolo. Da, dumneavoastră, Mihai Covaliu, puteți să-mi povestiți de ai noștri, cum se simte presiunea asta asupra sportivilor care vor merge acolo? Pentru că bănuiesc că discuțiile astea le aveți. Cum se simt oamenii ăștia care știu că sunt supuși și unii munci asidue, dar și unor controle riguroase? Se simte încărcarea asta? Absolut, absolut. Toată lumea e, e conștientă de, de perioada rămasă până la Jocurile Olimpice. Practic, fiecare participare la fiecare competiție pe care o avem, pe care am avut-o până acum și care va fi de, de acum înainte, este o pregătire pentru ceea ce va fi la Tokyo. Se ține permanent legătura cu șeful de misiune, cu departamentul sport, cu fiecare federație sportivă națională, cu fiecare lot olimpic, cu, cu fiecare team manager, cu responsabilii de, de echipă
Și presiunea este mare. Pe de o parte sunt foarte concentrați, pe de altă parte își doresc să termine cu bine toată această, hai să-i spunem, lungă așteptare pentru a participa la Jocurile Olimpice. Se simte acea nerăbdare, pe de o parte, de a participa, pe de altă parte, de a se termina această perioadă extraordinară prin care toți sportivi, antrenori, membrii colectivelor tehnice și, și noi aici la Comitetul Olimpic am trecut-o de un an și ceva de zile. Dar ei cum își desfășoară activitatea? Cum stau în bule? Cum sunt sportivii la diversele loturi? Respectând măsurile sanitare impuse de autorități, parte din sportivi sunt în țară, o parte dintre ei sunt acum la competiții internaționale, exemplu canotajului care mâine și poi mâine au o regată în Elveția la Lucerna și sunt șanse foarte bune de a se califica și echipajele de 8 plus 1 masculin și feminin la Tokyo. În general, condițiile sunt de bulă și, așa cum am spus, cu cât ne apropiem de Jocurile Olimpice, aceste condiții se strâng și sunt aproape la fel de stricte ca și la Tokyo. Sportivii trăiesc în cantonamente mare parte din viața lor, dar n-ați avut răbufniri cu ocazia asta? Adică omenești și nu n-ar zice neapărat într-un sens rău. Și o stare de oboseală. Membrii staffului Comitetului Olimpic Sportiv Român, specialiști pe toate domeniile, pe psihologie, pe nutriție, pe pregătire fizică, ofițerul COVID, care are un rol extrem de important, ofițerul COVID desemnat la nivelul Comitetului Olimpic Sportiv Român, este doamna dr. Diana Torge, doctor care are un rol extrem de important. Deci nu poate să plece în Japonia, niciun sportiv, antrenor sau membru staff, fără semnătura ofițerului COVID. Deci are un rol foarte important. Mass media trebuie să-și desemneze un ofițer COVID. Practic fiecare echipă care pleacă acolo are un ofițer COVID și ține legătura cu ofițerul desemnat de Comitetul Olimpic Sportiv Român, care este în legătură cu stafful medical al Comitetului de Organizare. Ați făcut un calcul, Mihai Covaliu, de-a lungul timpului cât ați stat în cantonament ca sportiv? Dumneavoastră. Nu facem astfel de calcule pentru că consider că suntem și sportivii sunt oameni privilegiați în sensul că chiar dacă este greu, chiar dacă este dificil, chiar dacă se renunță la multe poate plăceri sau la multe acțiuni cotidiene, sportivii fac totuși ceea ce le place. Sportivii sunt pasionați de ceea ce fac și dacă nu ar exista această pasiune, dacă nu ar exista acest vis, dacă nu ar exista această putere de a renunța la tot pentru a-ți împlini visul și a-ți atinge obiectivul, sunt absolut convins că nu ar sta în cantonament. Dar aici trebuie să facem un pic de diferență și între disciplinele sportive, pentru că dăm exemplu canotajului, da, care 11 luni pe an se pregătește centralizat. Dăm exemplu, nu știu, hai că este foarte apropiat de mine, scrimei care au competiții mai multe, se pot pregăti în funcție de calendarul competițional în București sau la munte sau chiar și la mare. Deci nu, hai să zicem că nu peste tot este foarte, foarte drastic, deși în momentul în care ajungem în cantonament, lucrurile sunt extrem de clare și rigurozitatea este una maximă. Mai coborâți pe planșă? Da. Da? Răspunsul este da la această întrebare și mă bucur foarte tare că pot să
chiar să am câte un asalt cu băiatul meu, cu Vlad, care îndrăgește și el acest sport, scrima, face și el tot sabie și suntem, hai să zic, acum suntem la același nivel. Adică el e în creștere, eu sunt în descreștere, dar încă fac față cu bine. În plus, particip în momentul în care timpul îmi permite, în general în weekend, la un antrenament cu această generație din care el face parte, 15, 16, 17 ani, și vreau să vă spun că sunt copii extraordinari, sunt copii extrem de talentați, e o generație foarte bună și mă încarc atunci când văd că încă există potențial. Adică îi sunteți antrenor cumva o dată pe săptămână sau e o lecție specială, cum ar fi? Nu sunt antrenor, sunt sportiv. Sunteți sportiv? Da. Și mai faceți față? Adică eu am înțeles că la scrimă picioarele sunt foarte importante. Ținând cont că nu am luat, hai să zic, oscilez așa între un kilogram în plus, un kilogram, două în plus, sunt, încă fac față. Am fost foarte curios mereu. Scrima presupune și lucruri complementare, adică faceți și alte sporturi. De exemplu, trebuie să alergați un sportiv de top la scrimă? Trebuie să alerge niște kilometri, să ridice greutăți, să facă chestiuni de genul ăsta? Absolut, absolut. Baza tuturor disciplinelor sportive este pregătirea atletică și e clar că în funcție de perioada în care te găsești, se poate alerga, ai nevoie de sală de forță, ai nevoie de pregătire tehnică, tactică. Psihologul este un element foarte important în toată această construcție, preparatorul fizic la fel, antrenorul. Se joacă basket, fotbal, serios, chiar tenis de masă, se înnoată, se aleargă. Și aveți performanțe bune și la alte discipline? Hai să spunem performanțe medii, da? să păstrăm modestia. Sunt foarte curios cum se formează un campion olimpic, pentru că e mult mai complicat decât pare în realitate și probabil mult mai dureros. Dacă ar fi Mihai Covaliu, și bănuiesc că aceasta e intenția, ca Vlad Covaliu să vă calce pe urme la modul cel mai serios, cum vedeți acum ca tată sacrificiile pe care dumneavoastră le știți și un copil trebuie să le facă ca să ajungă în apropierea acestor performanțe? Lucrurile s-au schimbat destul de mult, pot spune, de față de atunci când eu eram în situația lui sau la aceeași vârstă. Și ce pot să vă spun este că sunt mulți de Vlad Covaliu în acest moment și în România și în lume. Important este ceea ce fac aceia care sunt în jurul lor, cei care îi cresc pe acești copii. Pe lângă faptul că ei beneficiază acum, poate nu toți, dar marea majoritate, de o infrastructură mult, mult îmbunătățită față de cea pe care am avut-o noi, faptul că ei au echipamente mult mai performante acum, faptul că beneficiază de sisteme de pregătire, de sisteme video, de sisteme de pregătire fizică, de analiză, de control, înseamnă un plus și eu așa consider că ei sunt mai în avantaj și performanța ar trebui să vină mult mai firesc decât a venit la noi. A, știți că asta e o întrebare pe care o primește orice campion când un copil îi urmează drumul? Adică ați stabilit o ștachetă foarte sus. Da, dar n-am pus niciun fel de presiune pe copii. Dar el... își pune presiunea, hai să spunem așa, pe care el o simte și o percepe la vârsta lui.
Mai târziu cred eu că îi va fi lui un pic mai greu în momentul în care va ajunge la seniori. El deja vrea să demonstreze că poate, că este bun. Eu mă bucur acest lucru pentru că deja el deja este în competiție cu el, ceea ce este foarte important. Asta ar trebui să înțeleagă toți copiii, că prima competiție nu este cu antrenorul, cu părintele, ci el trebuie să se pregătească și să învețe, practic, că în toată viața, prima și cea mai importantă competiție este cu el însuși. Mihai Covaliu sunt astăzi, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. O să mă întorc imediat la chestiunea copiilor. Aveți un program la CEOSR care se numește Sportul se joacă și merită un pic de atenție, pentru că fără să știm noi în școlile din România, pas cu pas, modul de a preda sport s-ar putea schimba cu ajutorul acestui program. Să mai rămânem însă un pic la Olimpiadă. Făceam eu un calcul acum, cred că sunt 66 de sportivi calificați în momentul acesta. Corect, informațiile sunt corecte. Așa, până când difuzăm interviul s-ar mai putea adăuga unii, dar aș vrea să discutăm despre modul în care se fac aceste calificări, pentru că față de momentul în care dumneavoastră concurați pentru Olimpiadă, s-au produs niște schimbări. Astăzi, regulamentele sunt un pic mai complicate decât acum 20, 30 sau 40 de ani, tocmai pentru a aduce la Olimpiadă cei mai importanți sportivi. Așadar, ajutați-mă să înțeleg un pic din acest punct de vedere, dacă acest 66, cum îl vedeți dumneavoastră? E o performanță? Nu e o performanță, e o chestiune de calitate medie. Cum o vede România? Aș face o mică clarificare în sensul că regulamentele nu sunt mai complicate. Poate pentru cei din afara sistemului par mai complicate, dar regulamentul este unul și este același pentru toți participanții la calificarea pentru Jocurile Olimpice. S-a complicat puțin, dacă pot folosi acest joc de cuvinte, calificarea pentru Jocurile Olimpice, în sensul că nu mai este așa de facil să obții această calificare la Jocurile Olimpice. Au apărut state care, hai să luăm ca punct de referință anul 2000, nu existau în anumite discipline. Acum sunt state care practic ne-au depășit în lupta pentru medalii și de aceea, dacă vrem să facem o comparație între ce a fost și ce este, trebuie să vedem puțin ce avem noi în spate, adică pe ce susținere există pentru acești 66 de sportivi calificați, ce baza piramidei, dacă vorbim aici, vorbeai de Sportul se joacă, acest program nu era neapărat treaba Comitetului Olimpic să meargă până la sportul în școală, dar văzând că nu suntem într-o situație foarte bună, împreună cu partenerii noștri am gândit și am făcut și acest program tocmai pentru ca mai târziu, peste 10-20 de ani, să avem mai mulți calificați la Jocurile Olimpice. Și ăștia 66 revenind sunt mulți. Sunt cei mai buni sportivi din România. Dar sunt cei mai buni sportivi din România și sunt cei mai buni sportivi pe categoria lor de vârstă și de competență din lume. Deci faptul că noi avem acum 66 de sportivi, dacă judecăm dacă e mult sau e puțin, trebuie să punem în balanță cu ceea ce avem la ora actuală în România. Și aici trebuie pus în balanță și analizat tot sistemul din punct de vedere al infrastructurii, din punct de vedere al numărurilor de practicanți, din punct de vedere al finanțării acestor discipline. Și nu eu personal, ca și colegii mei din Federațiile Sportive Naționale, pot spune că nu suntem mulțumiți de cum este tratat sportul, de cum este
de câtă atenție se acordă sportului în România la ora actuală. Avem zilele acestea mai multe dezbateri pe descentralizare, pe descentralizarea infrastructurii sportive, pe descentralizarea direcțiilor județene de tineret și sport, pe finanțare. Sunteți nemulțumiți? Nu sunt în regulă absolut deloc. Ok, aici vreau să ajung. Adică nu sunteți mulțumiți de bani? De banii care vin de la... Nu neapărat de bani, pentru că la bani ajungi inevitabil. Da? Asta este, hai să spunem, capătul problemei, da? Sau vârful icebergului. Dar vorbim aici de infrastructură sportivă, vorbim aici de interesul autorităților locale pentru a face sport de masă, da? Nu sport de performanță, atenție. Deci ne dorim acea bază din care normal să se ridice acele vârfuri care vor rămâne în sportul de performanță. Nu toată lumea trebuie să facă sport de performanță, dar toată lumea trebuie să facă mișcare. Rolul comunității este de a pune la dispoziție oamenilor, celor care trăiesc în orașe, chiar în sate, chiar în comune, facilități pentru a face mișcare, pentru a face sport. Zilele astea se împart niște bani din PNRR, niște bani europeni. Este prins și sportul acolo? Da, aici e o discuție foarte... nu știu ce cuvânt să folosesc, să nu spun grav, dar e foarte complicat, în sensul că dacă nu ne interesa prima propunere de PNRR a României, nu avea domeniul sport inclus în acest plan. Stat și s-a scos. Asta e ideea. Noi avem aici Comisia de Dezvoltare a Comitetului Olimpic Sportiv Român. Președinte este vicepreședintele Comitetului și președintele Federației, Elisabeta Lipă, și beneficiind și de experiența ca ministru al tineretului și sportului, a reușit într-un timp foarte scurt să împreună cu toată echipa, pentru că sunt mai mulți oameni care și-au dat mâna în această echipă și au competențe foarte, foarte importante pe acest domeniu, să înainteze un plan și a obținut această finanțare de 150 de milioane pentru sport, lucru care, dacă nu făceam acest demers, nu se întâmpla. Deja am dat câteva declarații, am oferit câteva detalii. Doar tineretul era trecut în acest PNRR ca și domeniu finanțabil în această construcție. Deci, în momentul ăsta, aveți promisiunea unei sume? Propunerea înaintată de guvern în acest moment pentru sport și tineret este de 300 de milioane de euro. 300 de milioane, dar asta nu e o certitudine, asta este un lucru supus unei negocieri. Și asta ar fi, să zicem, dacă ar fi să fie banii ăștia, exact în ceea ce vă privește, latura dumneavoastră de sport, cum i-ați vedea alocați? Adică ei s-ar îndrepta mai curând către ce? Se pot face mai multe proiecte, nu doar și nu vorbim în principal de sportul de performanță aici, da? Vorbim de sportul de masă, vorbim de digitalizare, vorbim de cursuri de perfecționare, vorbim de stagii de pregătire, vorbim de a promova sportul în comunitate, de a crea acea dorință și acea conștientizare de beneficiile pe care sportul le are în viața fiecăruia. Pentru că dacă am reușit să câștigăm ceva după această perioadă foarte dificilă, eu cred că toată lumea și-a dat seama de importanța sportului în,
hai să spunem, în menținerea stării de bine, de optimism în fiecare zi a fiecărui individ. Și eu cred că aici se poate, apăsa pedala de accelerație pe acest subiect, pentru că sportul este nu numai un mod de a te recupera după COVID, dar este și acel mod de a reuși să ai o stare de bine în tot acest context foarte, foarte stresant și solicitant în care lucrurile se întâmplă. Hai să facem niște socoteli, Mihai Covaliu. Spuneți așa, că v-am urmărit declarațiile, nu sunteți foarte optimist, spuneți ori 8, ori 10 medalii la Olimpiada de la Tokyo. Știți cum România judecă istoric și o să zic că, domnule, stai un pic că am avut mai multe în trecut, de ce doar atât, dacă pot să spun așa? Adică cel mai înțeleg perfect întrebarea și răspunsul este foarte, foarte firesc. Cel mai important program al Comitetului Olimpic Sportiv Român pentru această ediție a Jocurilor Olimpice l-am intitulat Programul Samurai. Acest program este unul foarte clar, foarte, foarte flexibil. În acest program acum avem 33 de sportivi, toți calificați la Jocurile Olimpice, din 8 discipline. Toți acești sportivi, practic, pe baza rezultatului accederii în acest program, și anume clasarea la ultima ediție a campionatului mondial pe locurile 1-6, deci doar dacă ai fost în primii 6 la campionatul mondial, poți accede în acest program. Și astfel, noi avem acel grup de elită, avem acea evidență extrem de clară a șanselor pe care sportivii noștri le au la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. Sigur, acest program în ultimul an și jumătate de când avem această situație la nivel mondial, hai să spunem că nu reflectă exact ceea ce el a reflectat înainte de a veni pandemia, dar vreau să vă spun că niciun sportiv nu a renunțat la a se mai pregăti după această pandemie. Toți sportivii la ora actuală sunt sănătoși, doar că a mai trecut un an peste ei și aici vorbim de Marian Drăgulescu, vorbim de Ana Maria Brânză, vorbim de inclusiv de Larisa Iordache și de alți sportivi care s-au calificat la Jocurile Olimpice și au mai așteptat un an pentru a concura, dar practic în acest program este și acea prioritizare a federațiilor de care tot se vorbește în România și este oglinda clară a valorii, da, a valorii sportivilor pentru Jocurile Olimpice. Deci, bineînțeles, se pot întâmpla și surprize. Deci putem avea surprize plăcute, dar putem avea și surprize neplăcute. Da, de ce v-ați oprit la 8 sau la 10? Adică sunteți... Noi nu ne-am oprit. Nu, dumneavoastră, eu știu că aici declarați... La 8 sau la 10 medalii. Da. Știu că, mă rog, aici experiența vă spune și instinctul de sportiv. Știu că să fac niște calcule. Sunteți mai curând... rezervat, aș îndrăzni să spun. Cel puțin pentru modul în care România... Sunt foarte realist și știu exact ce presupune o ediție a Jocurilor Olimpice. Sunt 8 discipline care au șanse să ia medalii. Sigur, o disciplină, da, și aici dăm exemplu canotajul sau cum era pe vremuri gimnastica, poate aduce mai multe medalii. Dar sunt discipline care pot avea șanse și nu s-ar putea să nu confirme aceste șanse. Deci undeva dacă facem o analiză și vrem să fim echilibrați dintre cele 8 discipline care au sportivi în acest program, da? Cred eu că dacă își respectă obiectivele și reușesc să și le atingă,
undeva în jurul cifrei 8 plus minus e real să vorbim de medalii. Știți că judecata în momentul în care vă întoarceți va fi însă una la nivel istoric, adică lumea va lua datele, se va uita în trecut și va zice, domnule, e mai bine sau e mai rău. De exemplu, la Olimpiada anterioară erau 96 de sportivi, acum poate vor fi 70, nu? Poate mai mulți de atât, că canotajul vine cu grupuri mai mari, deci probabil că sumele vor fi undeva 80-90 de sportivi. Dar în momentul în care se va face judecata și la nivel de medalii și la nivel de participanți, lumea se va uita și va spune, domnule, suntem tot în scădere. Ceea ce e un lucru real, mai ales față de perioada de acum, știu eu, 20-30 de ani. Păi atunci hai să facem ceva acum, da? Pentru ca peste 10 ani, așa cum am spus la începutul discuției noastre, pentru ca peste 10 ani să avem mai mulți sportivi calificați cu mai multe șanse la medalii. Dar realist, lucrurile trebuie făcute de acum pentru următorii 10, 15, chiar 20 de ani. Pentru că dacă acum, în ziua de astăzi, avem 66 de sportivi calificați și avem șansele estimate de noi, da? În jurul cifrei de 8 medalii, asta este o consecință a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10-20 de ani. Acum, realist vorbind, Mihai Covaliu, eu știu că și este celebru programul olimpic al celor din Marea Britanie, care în 1990 au lucrat pentru 2012. Ei sunt oamenii care au avut, de fapt, cel mai mare succes din punct de vedere olimpic la nivelul mai multor cicluri. Dar, realist vorbind, o țară care are, și nu vorbesc aici de puterea financiară, dar de capacitatea administrativă a României măcar, are posibilitatea să inverseze tendința asta despre care vorbim acum? Adică cu experiența pe care ați acumulat-o ia cât de 4 ani în fruntea instituției astea, putem să inversăm tendința asta? Lucrurile sunt foarte simple și e suficient să ne uităm în structura și în strategia federațiilor sportive de la noi. Și putem vedea ce merge bine, unde merge bine și ce nu merge bine și de ce. Pentru că dacă vorbim de know-how-ul pe care noi îl aveam în urmă, da, și mă întorc la momentul Sydney 2000, atunci existau acei antrenori, încă exista acea generație care venea și era crescută cu 10-20 de ani înainte, lucrurile astăzi nu mai stau la fel. Ceea ce putem face noi acum este de a, primul pas, și noi am făcut acest lucru, nu în toate disciplinele, dar în majoritatea disciplinelor, și se vede unde am făcut acest lucru, pentru că sunt șanse la medalii, să importăm acel know-how. E simplu. Ce a făcut Marea Britanie acum mulți ani, trebuie să facem și noi. Să ne aducem specialiști de acolo de unde sunt. Dacă ei sunt români și sunt plecați afară, cu atât mai mult trebuie să îi aducem înapoi. Noi chiar am început să facem acest lucru. Acolo unde nu avem acești specialiști români, să aducem fără niciun fel de problemă specialiști străini. Și aici vă dau exemplu canotajului, care a adus medalii tot timpul. Dar la Rio, în 2016, cu greu au obținut acea medalie de bronz. Da? Iar după aceea lucrurile s-au schimbat acolo. A venit un specialist din Italia, care a pus la punct întreg sistemul. Deci a restartat sistemul și iată că acum vom avea din partea canotajului cea mai numeroasă delegație, cea mai numeroasă disciplină, cu șansele cele mai mari la medalii. Apropo de specialiști, știrea zilei în momentul în care discutăm noi este naturalizarea a 3 sportive din Kenya în atletismul românesc. Înțeleg că e un tip de idee din ce îmi relatați pe care îl susțineți în totalitate, mai ales că cele 3
două sunt deja calificate cu baremurile pentru Olimpiadă, nu? Așa doar una înțeleg? Dintre ele. Doar una dintre ele și... are baremul, dar încă nu au obținut confirmarea de la Federația Internațională. Eu spun să fim prudenți, să fim rezervați și să vorbim exact atunci când avem toate informațiile oficiale, să facem afirmații că sunt calificate sau nu. În momentul de față au doar barem de calificare, nu sunt calificate. Dar asta e gândirea ca ele să poată fi sau unele dintre ele să poată fi în lotul olimpic? Asta a fost această idee a acestei naturalizări? Aceste sportive au un antrenor român, un antrenor care a antrenat mulți ani în străinătate. El s-a întors acasă. Nu există sau pe probele lor România nu are sportivi de nivelul acestor trei sportive din Kenya și atunci s-a dorit acordarea, demararea procesului de acordare a cetățeniei și sigur în momentul în care ele sunt eligibile din acest punct de vedere, se pot califica și pot face parte din Team România. Deja avem un exemplu la Lupte, care a câștigat o medalie pentru România la Rio. Mai avem acum un exemplu la triatlon, un sportiv francez care are punctele și poziția în clasament care îi permite calificarea la Jocurile Olimpice. Acest sportiv este al patrulea sau al cincilea în rankingul din Franța. Se califică doar trei sportivi. El are performanța care să-i dea posibilitatea să participe la Jocurile Olimpice. Nu poate participa pentru Franța și atunci a optat pentru varianta aceasta de a primi cetățenia română și a concura pentru România. Și ca să tragem linie complet, deci aceste trei sportive, este posibil să le vedem în lotul României? Că... În momentul în care Federația Internațională validează performanța lor și tot acest proces pe care noi l-am demarat cu schimbarea cetățeniei, e puțin, timpul ne presează, dacă pot spune așa, dar e posibil ca ele să obțină această... hai să spunem, derogare de la parcursul normal. Dar e posibil să le vedem calificate în echipa României. Mai avem câteva minute la dispoziție și încă două chestiuni pe care aș vrea să le discut. Spuneam și ați pomenit de acest program Sportul se joacă, care, sigur, n-aș zice că e musai sport de masă, dar e o altă modalitate de a preda sportul în școlile din România. Chiar și niște condiții în care, să spun, dintre cele mai vitrege. O să-i și invit pe ascultători și pe cei care ne privesc să se uite pe site, care se numește chiar așa. Sunt foarte simpatice unele dintre exerciții. Sunt foarte prietenoase, să le spunem, și sunt foarte pe înțelesul tuturor, și a celor mici și a celor mari. Se adresează tuturor acest tip de exerciții. Poți să faci sport chiar și când n-ai ce trebuie la clasă. Asta ar fi... Poți să faci sport chiar și în camera ta, în dormitor, în sufragerie, în fața blocului, în clasa unde înveți, în curtea școlii. Deci așa a fost gândit proiectul. Este inspirat dintr-un proiect al Aspenului american. Se cheamă Project Play, Joacă pentru Viață. L-am adaptat puțin... la specificul nostru. Sunt 12 discipline olimpice și împreună cu partenerii noștri, Banca Comercială Română și cu Aspen Institute, am făcut un parteneriat inclusiv cu Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Învățământului și ne dorim ca acest proiect să fie o alternativă și obiectivul principal este unul foarte clar. Alfabetizarea din punct de vedere fizic al copiilor până la vârsta de 12 ani. Aha. Profesorii de sport se pot uita acolo să-și ia exerciții, că asta e ideea, să-și ia exerciții pentru clasă. Unele dintre exerciții, și asta n-am aflat de la dumneavoastră, le spun ascultătorilor, dar cel puțin unul dintre exerciții este făcut chiar de dumneavoastră, înțeleg. Un exercițiu de echilibru de la scrimă mi s-a relatat.
Așa. Și înțeleg că e foarte complicat, adică ceva ce un adult cu coordonare obișnuită face destul de greu. E vorba de puțină atenție, de coordonare, de viteză de reacție, nu e ceva foarte dificil. Se poate învăța practic după o oră de educație fizică la școală, l-ai deprins. Aha, o oră de educație fizică, dar îl mai puteți face la vârsta asta? Dumneavoastră și cu la 44 de ani, acuși, îl mai faceți bine? Eu zic că da. Da? Chiar sunt curios. Filmările nu sunt cu Mihai Covaliu, sunt cu copii și cu profesori de sport, dar merita odată testată chestiunea asta. Mă supun testului fără niciun fel de problemă. Uitați-vă acolo pentru profesorii de sport, îi încurajez pe toți, pentru că se pot schimba un pic orele de sport. Asta e ideea pe care realizatorii programului... Și-au adus contribuția mai mulți oameni la acest exercițiu, adică și specialiști, dar și nespecialiști în domeniul sport, specialiști mai degrabă în marketing, specialiști mai degrabă în a promova mișcarea. Deci e făcut chiar pentru toată lumea și pe înțelesul tuturor. Aș vrea o simplă idee. Interviurile acestea se termină întotdeauna la fel și o să vă adresez cele două întrebări pe care le adresez tuturor când se încheie aceste interviuri de 10, cum sunt ele numite. Înainte însă o să vă cer un punct de vedere, pentru că există o dezbatere publică permanentă și care probabil că în lunile și anii următori se va accentua. E vorba de sprijinirea sportului de performanță, și aici mă refer la echipe de profesioniști din România sau sportivi individuali, dar în general e vorba de echipe, pentru că astea sunt mai atractive la nivel de primării, direct din bani publici. Fotbalul nu e musai treaba dumneavoastră, dar se întâmplă la fotbal, se întâmplă la handbal, se întâmplă la basket, se întâmplă la volei. Multe primării susțin în mod direct aceste lucruri. Există o parte importantă din societatea românească care contestă acest tip de abordare, pentru că se spune așa, astea sunt salarii plătite în mod direct unor profesioniști din niște bani care ar putea să-și găsească și alte scopuri. Și aici mă interesează cum vedeți dumneavoastră această chestiune. Adică e ceva ce ați încuraja sau e ceva ce ați pune sub un semn de întrebare? Sunt mai multe aspecte aici din care se poate analiza această problemă. În primul și în primul rând, dacă am avea o lege care să permită finanțarea sportului și, hai să zicem, am spus să permită, care să oblige, îndrăznesc să spun, și dacă ne uităm de jur împrejurul nostru și tot vorbim de ceea ce există în Ungaria, tocmai acest lucru există, da? Deci trebuie o lege clară prin care cei care, și n-am spus-o eu primul, a spus-o chiar Hagi, cei care fac activitate comercială în România trebuie să investească bani sau să susțină sportul. De ce? Din mai multe motive. În primul și în primul rând e vorba de starea de bine și de sănătate a comunității, după aceea e vorba de ceea ce oferă o performanță la nivelul comunității, și anume acea emulație și acea susținere a celor care fac performanță și acea mândrie a comunității. Dar în primul și în primul rând vorbim aici de sănătate, vorbim aici de educație, iar acest lucru trebuie înțeles de toată lumea, începând de la primul om în stat, până la cei care au posibilitatea să ia aceste decizii pentru a susține sportul. Adică mutată, spuneți dumneavoastră, luată o povară de la primării și dată unor societăți comerciale, adică există posibilitatea, sau mă rog, ideea. Sunt mai multe sisteme în Europa de finanțare a sportului. Da? În Spania, de exemplu, există acea lege prin care dacă susții sportul, poți să-ți promovezi firma, da? Poți să-ți promovezi compania, un lucru extraordinar.
La fel, sunt în Ungaria, v-am dat deja exemplul prin care există legi clare care obligă companiile care fac profit în locul respectiv să doneze sau să direcționeze un procent către sport. În general, sunt două modele de a face sport în lume. Avem modelul american, pe de o parte, unde este vorba de un model privat, da? În care sportul este susținut de privat, și modelul, hai să spunem, europeano-asiatic, în care sportul este susținut de stat. Sigur, mai sunt alte modele particulare, dar nu ne putem lega de acele exemple. Mihai Covaliu, la final lucrurile sau întrebările sunt în felul următor, dar o să le leg de domeniul dumneavoastră pentru a întreba la modul general. Cum o să arate sportul românesc în 10 ani? Da, nu mă surprinde această întrebare. Cineva mă întreba care e obiectivul Comitetului Olimpic în 2028 la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Și eu am spus că mi-ar plăcea foarte mult ca să depășim 50% de practicanți ai sportului. Și atunci vom avea și un obiectiv în ceea ce privește câștigarea medaliilor. Adică ne interesează foarte mult acum refacerea bazei de selecție, sportul de masă, și de-abia după aceea să vorbim și de performanță. Adică peste 25 de ani, și asta e ultima mea întrebare, așa se încheie întotdeauna, deci peste 25 de ani un ciclu olimpic sau o serie de jocuri olimpice cu mai multe medalii, sau de-abia atunci performanță, înțeleg, cu niște oameni care de-abia se nasc. Noi trebuie să pregătim terenul pentru ei, da, exact. Tradus, cam așa aș spune eu. Deci în fiecare zi trebuie să pregătim terenul pentru cei care ne dorim și care pot face performanță în viitor. Asta e datoria noastră. Mulțumesc tare mult, Mihai Covaliu, și spor la treabă. Și eu vă mulțumesc, domnule Striblea, succes și felicitări pentru emisiune. Interviul de 10 cu Cătălin Striblea la Europa FM.